Bună seara și bine v-am regăsit! Aceeași Claudia Cocoș vă poftește și în această seară de vineri, în prima emisiune a popasului folcloric din acest an, să ne rămâneți alături până la finalul emisiunii. Vă spun încă de la început la mulți ani, pentru că este pentru prima dată când ne vedem în acest an și să aveți un 2016 plin cu bucurii și multe popasuri folclorice făcute aici la Alege TV alături de noi. Și pentru că este prima ediție din acest an a emisiunii, am invitat alături de mine o gorjancă frumoasă și talentată, care sper să vă bucure cu graiul cântecului gorjenesc și nu vă mai țin în suspans. Iar alături de mine îi spun bun venit lui Reli Gherghescu. Bună seara, Reli, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara ție și ascultătorilor tăi! Și vreau să vă zic la mulți ani, 2016, să aveți un an plin de bucurii, de realizări și tot ce vă doriți. Mulțumim tare mult și uite că începem foarte frumos prima emisiune din acest an. Începem cu un telefon, cu un telespectator care vrea să vorbească cu noi în această seară. Bună seara! La mulți ani, domnișoara Claudia! La mulți ani! Cu cine stăm de vorbă? Cu domnul Marian Bucă? Da, domnișoara Claudia! Bun venit alături de noi, domnul Marian! De asta le zic și eu la mulți ani la invitații dumneavoastră. La mulți ani! Și aș vrea să dau și eu dedicații. Cu drag! Să fie din partea lui Albu Liviu, Doru Poștașu și Doru Șelaru, din partea lui Drăghici Brașoveanu și Dan, Dan Burțumega, fratele Zorinel și Cezar Bozu, pentru primarul Mitrică Dobrescu, secretarul Aurel Bușică, pentru tătică Florin și Mărin și pentru dumneavoastră, pentru ce ar fi cu noi în fiecare vinere. Mulțumim tare mult, așa vom face în fiecare vineri, vom fi alături de dumneavoastră, așa că am început foarte frumos anul cu un telefon din partea dumneavoastră. Vă mulțumim, domnul Marian, pentru telefon și vă invit să rămâneți alături de noi. Mulțumim, la revedere! Iată, Relic, am început frumos emisiunea cu cei de acasă pe care îi invit să fie alături de noi. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm dedicațiile și în această seară de vineri. Însă și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV vă așteptăm mesajele. Și continuăm concursul și obiceiul nostru de a vă premia. Toți cei care ne veți suna și ne veți trimite mesaje veți participa la concursul Cadoul Ideal, unde, prin tragere la sorți la finalul emisiunii, vom avea un câștigător al talonului de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Torin Burescu Atelier. Să vedem, poate chiar următorul telespectator care vrea să stea de vorbă cu noi va fi câștigător. Bună seara! Bună seara, Claudita! Bună seara, Tudorița! Bună seara, Reli! Bună seara, bună seara, vă pup! Eu vă pup pe amândouă și vă doresc călduri la mulți ani de anul ăsta, să aveți un an plin de realizări și împlinit cu toate planurile, să fiți sănătoase și să aveți parte de tot ce e frumos în viață. Mulțumim asemenea! Și vreau să dedic și eu toată emisiunea, în primul rând, pentru familia mea, pentru toți prietenii noștri, pentru toți cei ce privesc acest post de televiziune Alege TV și pentru tine, Reli, și fetița ta scumpă și frumoasă. Mulțumesc frumos! Toți prietenii noștri de acolo, de la Rovinat și la Târgu Jiu, îmi pare rău că am fost la Rovinat și nu am reușit să ne vedem. Ne vedem, da. Eu am fost plecată când dumneavoastră ați fost la Rovinari. Știu, Reli, dar asta e. Timpul e rezolvă de toate. Așa este. Și vreau să vă spun că sunt alături de voi mereu, de toți prietenii mei artiști, acolo unde sunteți și voi, acolo voi fi și eu și vreau să, că știu că sunteți oameni minunați, oameni ce nouă ne dați mult impuls, multă bucurie, cât de triști și de supărat am fi, muzica ne mai ridică un piculeț supărările și tot ce este în viața asta tristă și... Și mai este puțin și la mine să apropie ceva frumos, dar totul la timpul potrivit. O seară bună și tot ce vă doriți în viață trebuie să îndeplinească. Mulțumim frumos! V-ați făcut curioasă, nu știu despre ce e vorba, ce se apropie. Dumneavoastră sunteți mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă cu noi în viețile noastre, însă acum nu știu eu, trebuie să... Mai avem o emisiune până atunci. Mai e și vinerea, e vorba de duminica ce vine.
Aștept, aștept, aștept să văd, vreau să aflu cât mai repede. Mulțumim tare mult pentru telefon. O seară bună, studio. Mulțumim la fel. Asemenea. O seară frumoasă. Iată că doamna Tudorița este prietena noastră a tuturor. Așa este, da. Really, a trecut un an și am intrat în 2016 cu multe planuri și gânduri frumoase. Înainte de a-mi spune ce planuri ai pentru 2016, vreau să-mi spui cum a fost 2015 pentru tine. 2015 pentru mine a fost un an nu bun, foarte bun. Mi-aș dori ca 2016 să nu fie nici mai bun, nici mai rău. Exact ca 2015. Ce s-a întâmplat cel mai frumos în 2016? Cea mai mare realizare? Cea mai mare realizare, în primul rând, sunt sănătoasă. Cântări, nu mă plâng. Sunt destule prieteni lângă mine. Asta este foarte bine. Da. E bine că ești sănătoasă, dar în această seară amândouă suntem puțin răgușite. Răcite. Da. Nu-i problemă, trecem peste... Cu vremea asta de afară. Da, da. N-ai venit vine cu... iarna. Nu, să nu vină iarna. Eu nu vreau să vină iarna. Mie place iarna. Eu vreau să vină primăvara. E, mai este un pic. A fost zilele trecute primăvară. Să fie mereu. Da. Primăvară. Vreau să spunem puțin din povestea ta celor de acasă, să te cunoască, să cunoască artistul Relly Gherghescu și să ne spui în primul rând din ce zonă cânti tu, din Gorj de unde mai exact? Eu sunt din Gorj, gorjancă, dar cânt mai mult muzică de mehedinți. De ce? Îmi place mie muzica aia, nu știu, mai mult decât... Dintotdeauna ai fost îndreptată către zona mehedinților? Da, dintotdeauna am cântat muzică gen mehedinț. Și Gorjul? Cântăm și Gorj, dar mai mult... La nevoie, nu? Da. Gorjul. Da. De cât timp cânti? Cânt cam de 20 de ani, Claudia. De 20 de ani și nu ai ieșit foarte mult în spațiul media. Nu. De ce? Nu știu, probabil am stat așa, nu m-am prea avanturat așa, dar acum, în ultimul timp, în ultimii ani, de vreo 2-3 ani, nu mai, vreau să muncesc mai mult. Vreau să aflu mai multe despre cum ai început tu să cânti, să ne povestești câte puțin din copilăria ta, însă haide să mai vorbim cu un telespectator. Bună seara! Bună seara, Claudia din Craiovița Nouă. Bun venit alături de noi, Claudia! Te ascult cu drag! Aș dori și eu să fac dedicații pentru Daniel, pentru mama, pentru dumneavoastră și dumneavoastră noastră. Mulțumim! Pentru toți cei care mă cunosc din Craiovița Nouă și, nu în ultimul rând, pentru fratele meu care e în străinătate. Ceva cu străinătatea dacă are din da. Vedem ce are rele, dar îți dedicăm cu drag toate melodiile. Asta e clar, da? Multă sănătate! Mulțumim! Mulțumim la fel! Mai frumoase! Mulțumim și să fii alături de noi în continuare. O seară frumoasă, să ai la revedere. Spuneam că vom afla mai multe despre începutul tău în muzică. De la câți ani te-ai apucat de cântat? Aveam vreo 14 ani. Zic, cântam așa la școală. Dar la 14 ani eram la țară, la o nuntă. Cânta cineva acolo și cânta o strofă dintr-o melodie, o strofă dintr-o melodie. Iar eu m-am dus și le-am zis, nu cânți o melodie de la cap-coadă. La care un băiat din formație a zis, cântă tu. Păpușe, ia tu și cântă tu. Și zic, bine, dați-mi, cânt eu. Și de atunci am început să cânt cu ei, când aveau câte un eveniment, luăm pe domnișoara și uite așa, încet, încet. Dar până să ajungi la acel moment, mă gândesc că ai mai cântat pe la sărbările școlare sau prin casă, da, ca să da, înveți da. Eu păi melodiile, să nu... fii atentă la faptul că nu da, cântă melodia cap-coadă. Bineînțeles, am spus, cântam la școală. Tot timpul la spectacole, la școală, la pe acasă, tot timpul cântam. Mi-a plăcut de mică să cânt. Părinții te-au susținut? Da. Mai ai frați? Da. Cântă? Niciunul. Nimeni. Și cum s-a lipit muzica așa de tine? Nu știu, părinții mei mi-au spus că tatăl meu când era tânăr cânta și el, maica mea când era tânără cânta și ea pe la spectacole cum era atunci pe timpuri, dar foarte puțin. Hai să vedem ce mai spun cei de acasă și continuăm apoi povestea. Okay. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Da, vă ascultăm cu drag, cum vă numiți și de unde sunați? Din Lipu. Da? Din Lipu. Și cum vă numiți? Onciu. Da? Onciu. Vă ascultăm? Pentru domnul primar, Dobrescu din Lipu. Da?
pentru familia lui, pentru Marian Grasu. Da? Pentru Brașoveanu, pentru Boțonega. Sigur că da, și pentru dumneavoastră. Pentru Cezar. Așa să fie. Toate melodiile de această seară vi le dedicăm cu drag. Să rămână. La revedere, o seară frumoasă. La revedere. Deci, cât de cât, Reli, ai avut așa pe cineva în familie care da. Era apropiat de muzica populară. Da. Și așa, de la 14 ani, ai început să cânti cu formația și este, mă gândesc, mai greu. Bineînțeles că la 14 ani, na, nu eram atât de... Ei, bineînțeles, erau mult mai buni. Și mă învățau, încet, încet, uite așa, uite așa, uite așa și uite așa. Și uite așa, e prins drag de cântecul popular. Da. Mai știi care a fost prima melodie pe care ai cântat-o? Da, mai știu care a fost prima melodie pe care am cântat-o eu, dar numai că nu mai știu acum. Știu că se numea Erai micuță și n-aveai minte, ceva de genul. Prima melodie. Dar nu cred că... Melodia o mai știu, dar nu mai știu cuvintele. Deci mi-era o melodie foarte dragă interesant, cel puțin după titlu. Da, îți spune ceva, nu? Să zicem. Mă gândesc să vedem, căutăm, poate reușim să dăm până la urmă peste melodie și să ți mai amintești așa cântând-o pe la pe evenimente. De atunci n-am mai cântat-o, nu. Dar am așa melodia, o melodie frumoasă. Dar au trecut 20 de ani în care ai încercat să-ți formezi propriul repertoriu și să aduci publicului melodiile tale, să te faci remarcată. Foarte târziu. Dar de ce târziu? Nu știu, probabil că nu m-a interesat. Numai cântam pe unde cântam, învățam melodii ale altor soliști. Și nu m-a interesat să fac un repertoriu al meu, personal. Nu. Mai târziu m-am gândit. Dar când te-ai apucat de cântat, te-ai gândit că aceasta va fi meseria ta, asta vei face toată viața sau a fost ca o a doua opțiune? Nu. Cu toate că... Și la școală îmi spuneau și părinții, nu o să faci nimic. Garantat nu o să faci nimic, tu o să cânți. Deci tu să cânți. Pentru că la școală, indiferent de situație, nu m-a interesat nimic decât să cânt. Serbare, ceva, spectacol? Nu, eu. Imediat ne mai spui despre cum a fost parcursul tău în muzică, însă vreau să spunem din nou bună seara. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, cum vă numiți, de unde ne sunați? Sunt de la Ortanța de la Peșteana de jos. Vă ascultăm. Și vă rog cu respect pentru domnul primar Dănuț Bălu de aici de la noi și pentru doamna asistentă Verginica. Și pentru toate doamnele de la Alea Plotilor. Cu mult respect, vă rog frumos. Cu mare drag, doamnă, vă dedicăm toate melodiile pentru cei dragi dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Da, vă mulțumesc din suflet. Și noi vă mulțumim pentru că ne sunteți alături. Și cu drag vă așteptăm și altă dată. Da. O seară frumoasă să aveți. Și dumneavoastră la fel. La revedere. Eu zic, Reli, să mergem mai departe cu muzică și să le dăruim celor de acasă primele două melodii din această seară, așa că te invit să ne cânti și o ascultăm în următoarele momente pe Reli Gherghescu cu melodiile Nană, Puișor frumos și Pentru câte mi-ai făcut. De ce nana faci păcat și-mi dai mereu de jurat? Că știi bine, nana, tu, că eu nu am pe altul. Nana-l meu, nu vreau să-ți fac rău. Te iubesc, nana, cu dor, că nu am alt puișor. Tu ești, nana, tu, ce vrea sufletul. Îmi pare rău
rău. Te iubesc, nană, cu dor, că nu am mai puișor. Tu ești, nană, tu ce vrea sufletul. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți.
Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Revenit, dragii mei, o nouă ediție de Popas Folcloric, prima ediție, de fapt, din acest an și mă bucur tare mult că ne sunteți alături. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm dedicațiile în continuare. Până la ora 10 suntem aici pentru dumneavoastră și nu uitați și de pagina de Facebook care vă stă la dispoziție cu mesaje și, de altfel, dedicații. Și în această seară dorim un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Iar dacă dumneavoastră ne urmăriți pe internet și sunteți abonați ai RCS RDS și nu reușiți să memorați programul pe televizorul dumneavoastră, ei bine, puteți suna la centrul nostru de asistență tehnică 0733 447 893 este numărul care vă stă la dispoziție în fiecare zi de luni până vineri între orele 9 și 17. 0733 447 893. Dar 0780880480 este numărul telefon care a fost deja apelat pentru dedicații. Reli, așa că spunem din nou, alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Marian Victor Filipu. Domnul Marian, ce norocos sunteți, din nou ați reușit să intrați în direct. Da, a doua oră care am primit. Vă ascultăm. Da, vreau să dau și eu o dedicație, să fie pentru primarul Mitica Dobrescu. Da? Secretarul au reușit să fie din primărie. Din partea lui Tălă, familia Puțică, Carmen Mihai, familia Stângă, familia Taraivan, din partea lui Naier Himașu de la Lipovumic și Aurică Buzatu. Și pentru toți prietenii cu primarul Dovestru Dumitru și secretarul Aurel Bușică. Să vă zicem o seară bună! Mulțumim! O seară frumoasă! La revedere! Foarte scurtă, domnul Marian, cu lista pregătită pentru toți cei dragi, vă dedicăm toate melodiile și emisiunea din această seară. Revin, Reli, la tine și vreau să mai aflăm câte ceva despre cum ai început să cânti, cum au fost primele momente petrecute pe scenă, chiar așa. Pline de emoții. Și acum bănuiesc că este aceeași emoție când urci pe scenă de fiecare dată? Emoțiile sunt la fel de puternice când intru pe scenă tot timpul. Am emoții. Dar ți-ai dorit să înveți mai mult despre ceea ce înseamnă muzica? Ai urmat vreo școală, cursuri în domeniu? Da, am făcut o școală de muzică. Da. Am vrut să fac mai mult de atât. Nu s-a mai putut. Acolo în Târgu Jiu mă gândesc că ai studiat. Este foarte bine, asta înseamnă că ai fost pasionată de domeniul și de drumul pe care ți l-ai ales să mergi. Fac muzica din drag, din plăcere, îmi place. Asta este cel mai bine și atunci când cânti cu drag, mă gândesc că muzica și mesajul pe care tu vrei să-l transmiți ajunge altfel la telespectator. Da, sigur. Eu sper să aflăm cât mai multe de la tine din această seară. Nu ești foarte vorbăreață. Sunt vorbăreață de felul meu, dar... Și tu vezi, și telespectatorii, că sunt așa de răgușită de abia vorbesc. Răcită, răgușită. Și eu care voiam să te pun să cânti în seara asta așa live, dar te iert. Te iert de data asta. Uite-mă, cânt și live. Dacă vrei, dacă vrei tu. Ia, cântă-mi așa, nu mai contează. Orice melodie vrei tu. Ce vreau eu? Da. Eram copil la sărac, prin străin, când am plecat, să-mi găsesc și eu norocul. Sărăcia îmi ardea sufletul și inima, banii ăștia arză-i focul. Eu cu astea două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și am tras în viață și am ajuns la mulți în față, și am ajuns la mulți în față. Deci, îți totuși, mulțumesc tare mult, așa răgușită cum, drag. Cum da. Ai fost, iată, când ai cântat live. Da.
Și eu vreau să mai vorbim cu un telespectator, că îmi place tare mult că ne-a cântat Lady Rain această seară, să vedem ce spune și telespectatorul. Bună seara! Bun venit alături de noi. Cu cine avem plăcerea? Cu Cristi din Lipov. Vă ascultăm, domnul Cristi. Și aș vrea să fac și câteva dedicații pentru mama mea, care este ziua ei astăzi. La mulți ani! Vă mulțumesc frumos. Pentru fata mea, Nati, care a fost ziua ei de Sfântul Ion. La mulți ani! Iată că de sărbătoriți în această perioadă aveți în familie. Dar și pentru soția mea, care a fost tot de Sfântul Ion. Cred că se pierde semnalul, domnul Cristi. Vorbiți puțin mai tare, nu știu ce se întâmplă. Vă auzim foarte slab. Pentru soția mea, care a de Sfântul Ion, a fost ziua ei. Da. Și pentru nașul meu, Mitică Dobrescu, primarul din Lipov. Pentru Dobrescu Mihaela, fiica tânțului, nașa mea, care mi-a botezat copiii. Și pentru Anișoara, soția domnului primar, tot nașa mea. Multă sănătate din partea noastră și pentru Marian Bucă. Multă sănătate și din partea noastră și numai gânduri frumoase vă dorim și vă mulțumim pentru apelul telefonic. Să rămână la ne-a. O seară frumoasă. Ei, Reli, de vreo 20 de ani zici că tot cânti. Și tot ai emoții și deodată curajul și plăcerea de a fi în fața telespectatorilor și a publicului, de fapt, la evenimentele la care mergi. Dar a fost greu să intri în muzica populară, având în vedere că sunt multe răutăți din partea colegilor. Sunt ca peste tot. În orice meserie e la fel. Dar dacă mergi pe drumul tău și nu prea apleci urechea și la X și la Y, asta e lumea, asta e lumea în care trăim, nu? Așa este. Dar poți să spui că există prietenii în muzica populară? Da. Care sunt prietenii tăi și mă gândesc cu oamenii care te-au susținut din domeniul acesta? N-aș vrea să le dau nume. De ce? N-aș vrea. E o mulțumire. Nu. Vrei să spun că sunt răutăcioasă acum? Nu vreau. Bine, atunci spune-mi, nu vreau să zic 3, vreau să zic 5 interpreți pe care tu îi îndrăgești. Pe care eu îi îndrăgesc, da? Primul, Nelu Bățână. Este primul, deci eu face chiar și o ierarhie foarte bine. Da, este preferatul meu. Da? Niculina Stoican. Petrica Mățu Stoian. 3, da? Da. Mă, nu știu să zic așa, că îmi plac mai mulți. Dar am eu ceva așa aparte pentru Nelu Bățână. Deci e preferatul meu. Și cu toate astea cântă o muzică oltenească. Nu se bazează mai ales pe mehedinți. Da. Dar din mehedinți, în afară de Niculina Stoican, care cântă acea zonă? Să știi că îmi place și Olguța Berbec. Foarte mult. Chiar și mult. Mie îmi place. Și ție, da? Mai mult soliști de acolo, din zona aia. Dar chiar dacă mie îmi place foarte mult să cânt muzică de mehedinți, ei, ca soliști ai mei preferați, rămâne Nelu Bățână, care n-are nicio legătură cu muzica de... Așa e. Păi eu zic să mergem mai departe cu două melodii, să te mai ascultăm cântând, să te punem să faci ce-ți place ție cel mai mult, așa că mergem mai departe cu două melodii frumoase venite din partea lui Reli Gherghescu, de la Gorj până în Bănie și Mă doare sufletul de dor. Ce-am pătimit, la nimeni n-am povestit. Nici acum ce iubesc, n-am de gând să povestesc. Ce-am iubit, ce-am pătimit, la nimeni n-am povestit. Nici acum ce iubesc, n-am de gând să povestesc. De la Gorj până în Bănie,
ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea, de la gorj până-n bănie. Ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. Inimioară cu dor mult, nici nu știi ce mi-ai făcut. Te-ai aprins de un puișor și nu te mai stingi ușor. Inimioară cu dor mult, nici nu știi ce mi-ai făcut. Te-ai aprins de un puișor și nu te mai stingi ușor. De la gorj până-n bănie, ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. De la gorj până-n bănie, ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. Inima cu dor nebun mă oprește lumea în drum și mă întreabă ce iubesc, că ochii-mi strălucesc. Inima cu dor nebun mă oprește lumea în drum și mă întreabă ce iubesc, că ochii-mi strălucesc. De la gorj până-n bănie, ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. De la gorj până-n bănie, ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. Nu mai vreau nici dacă mor. Te-ai dus departe să trăiești, rămâi acolo unde ești. Juram pe luna și pe stele că ești dragostea vieții mele, și tu pe luna și pe soare că sunt iubirea vieții tale. Sufletul curat, iar cu cel care a trădat, acum regret și îți pare rău, nu te mai vrea sufletul meu, mă. Juram pe luna și pe stele că ești dragostea vieții mele,
și pe soare, că sunt iubirea vieții tale. Eu sunt cu sufletul curat, iar tu cel care a trădat. Acum regret și îți pare rău, nu te mai vrea sufletul meu, mă. Cu două melodii frumoase, de suflet, de dragoste, și o voi întreba imediat despre ce mai cântă ea în afară de dragoste. Însă până atunci vreau să vă invit să ne sunați la numărul de telefon afișat pe ecran 0720 880 480, dar și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV vă așteptăm mesajele. Iar un mesaj frumos a venit din partea Alinei Istrate, care dedică întreaga emisiune pentru copiii ei, Dorinel și Ștefania Ioana, și pentru soțul Stelică și nu în ultimul rând pentru noi. Mulțumim tare mult, Alina, la mulți ani îți spunem și noi și să ai parte de un an cât mai frumos. Revin la Reli, care ne-a cântat așa de dragoste. Îți place să cânti mai mult de dragoste, bag seama. Majoritatea melodiilor mele sunt de dragoste. Și despre ce altceva mai cânti în afară de dragoste? Repet, majoritatea melodiilor mele sunt de dragoste. Nu au nicio legătură cu viața mea. Că toată lumea mă întreabă, vai, ce s-a întâmplat? Ai făcut o melodie așa de suferință? Ai pățit ceva? Ai ceva? Nu. Nu au nicio legătură cu viața mea. Îmi plac, mă inspir din multe melodii, dar nu au nicio legătură cu viața mea. Ia să vedem dacă inspiră și pe telespectatorii noștri melodiile tale. Bună seara! Alo? Sunteți în direct? Alo, vă ascultăm. Cu cine stăm de vorbă? Cu Cârnaru Elena din comuna Lipov, județul Dolj. Vă ascultăm, doamna Elena. Vreau pentru băiatul meu, da, pentru fetele mele, pentru nepoții mei, pentru nepoatele mele și pentru vecinele care m-am mai bine cu ele și pentru dumneavoastră și pentru invitata dumneavoastră, multă sănătate, fericire și cât mai multe melodii frumoase. Mulțumim frumos! Dar pentru vecinele alea care nu vă aveți bine, nu vreți să le dedicăm așa o melodie? Da, și pentru dumneavoastră mele, dacă ar avea ceva cu dumneavoastră. Așa, vedem noi ce ne cântă Reli. Toate melodiile le dedicăm cu drag, doamna Elena, și vă mulțumim pentru telefon. Eu vă mulțumesc! La revedere! O seară bună! Seară frumoasă. Pentru dușmante ceva, spre exemplu, ai făcut vreo melodie din repertoriul tău? E, uite că despre dușmance am un lucru. Oh, te așteptăm. Deci m-am gândit și la asta. Într-un final te-ai gândit și la dușmani. Dar despre copii? Am o melodie despre fetiță, eu având fată. Asta, aici voiam să normal. Ajung foarte bine, foarte bine. Normal că am făcut o melodie de fată. Dar pe parcurs o să fac și de băiat și de... Nu neapărat trebuie să am eu. Câți anișori are? Oh, plăca pe 20. Mulți înainte! Mulțumesc! Nici nu am știut acest lucru, sincer. Doamna Tudorița este cea care știe totul foarte bine. Cred că ar fi bună să iau aici lângă mine, că nu știu ceva să-mi șoptească. Știe. Mulți înainte! Și mulțumesc frumos! Că
odată cu trecerea timpului, cei 20 de ani de cântec, ai și o fetiță de 20 de ani, care te susține, bănuiesc că... Da. Îmi pare rău că nu mai cântă, a cântat și ea. Iată. Chiar spectacole de mică. Iar acum vreo, să zic, vreo 3 ani, nu, n-am mai cântat. De ce? S-a întâmplat ceva, nu i-a mai plăcut? S-a apucat de sport, de dansuri, i-a plăcut mai mult și a zis, eu nu mai cânt. Iar acum vrea din nou să cânte. Mami, mă apuc din nou de cântat, merg cu tine la nunți, merg cu tine pe acolo. Zic, bine, apucă-te. Dar nu este târziu și nu este niciodată, târziu, pentru că au fost interpreți care au trecut pe aici, prin emisiune, și au povestit faptul că s-au apucat de cântat poate pe la 28 de ani, fără să aibă în spate vreo altă experiență. Îți dai seama că mi-aș dori. A fost cu tine pe scenă, așa, amândouă? Nu. Nu? Nu, n-a fost niciodată. Îți dorești? Da. Mi-aș dori să cânte, da, să iau cu mine spectacole pe unde merg eu, nunți. Sper să mi se îndeplinească visul ăsta. Doamne ajută, așa să mulțumesc. Fie cu noroc și spor la treabă amândurora, să studiați împreună acolo, o înveți, îi dai un sfat. Bineînțeles. Cât de... Dar o susții pe drumul ăsta gândindu-te la faptul că nu e totuși ușor și sunt foarte multe răutăți în lumea asta. Da. Da? Da. Da, o susțin. Așa iubitoare de folclor? Bine, poate să facă și ce-și dorește ea mai mult decât a cânta. Nu neapărat să facă muzică, să trăiască din muzică. Dar mi-aș dori să cânte. Să și cânte, chiar dacă face și altceva. Să și cânte, să mergeți împreună la evenimente și să vedeți, să-mi povestiți și mie din întâmplările de la spectacol, de la evenimente. Pentru că tot a venit vorba de întâmplări. Ai cumva momente, nu știu, deosebite, petrecute pe la evenimente, lucruri, te-au pus, nu știu, niște petrecăreți să cânti o anumită melodie, poate pe care nu știai, sau eu știu, un lucru de genul acesta. Da, normal. Da? Bineînțeles, nu cred că există solist să știe toate melodiile posibile. Ei, se mai întâmplă, bineînțeles, să vină cineva să-mi zică, vai, doamna Reli, aș dori și o melodie, nu știu ce melodie, din Moldova, nu știu de unde. Poate nu știu, zic, îmi pare rău, nu știu. Dar întâmplări haioase au fost? Nu prea? Nu prea. Nu prea? Nu. Nu prea. Nu, nu am pățit. Sincer. Nu. Am auzit atâtea colegi care au pățit, dar mulțumesc de Dumnezeu, nu mi s-a întâmplat. Că nu mi-ar fi rușine să spun, vai, domnule, m-am dus la nunta cu tare sau nu știu unde m-am dus și un mesean, un petrecăreț era atât de bine dispus încât mi-a zis mie că vrea să cânt în copacul cu tare sau ceva, de exemplu. Nu. Nu mi s-a întâmplat. Dar ai reușit să depășești granițele Olteniei, să-i ajungi în sufletele altor zone folclorice? Da. De mult. Cum a fost pentru una dată când ai cântat, nu știu, Norbănățeni ai fost, mă gândesc, prima dată? Asta vreau să zic. Cred că prima dată când am avut un eveniment la Timișoara, mi s-a părut, și cred că așa este, diferiți față de noi. Îți liniștiți, nu ca la noi la Gorj. Altfel, total altfel, calm, nu ca la noi, vai, țipă. Să-mi cânte mie acum, că dacă nu, nu știu ce se întâmplă sau chestiile astea, nu. O să vreau să mai povestesc despre Bănățești, cum a fost acea experiență, însă luăm un telefon înainte de toate. Ok. Bună seara! Alo! Alo, da, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorba? Da? Cu cine stăm de vorba? Cu Vinulescu Maria. De unde te sunați, doamna Maria? De la Vlăduleu. Cu drag, vă ascultăm. Nu înțeleg. Vă ascultăm dedicațiile. Da, 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 da. Spuneți! Să dați televizorul mai încet, vă rog. Să ne auzim doar prin telefon. Să chiar am dumneavoastră și invitații dumneavoastră, care îți doresc multă sănătate și îți mult succes în carieră. Mulțumesc din suflet. Vreau și o dedicație pentru familia mea,
pentru mine și Paul și familia lui, pentru Cristi și pentru familia Sariu și eu și Dani. Să fie și din partea mea pentru dumneavoastră și pentru ei. Da. Vă mulțumim, doamna Maria, pentru telefon și cu drag vă așteptăm și altă dată alături de noi. Să aveți o seară frumoasă. La revedere. O cunoșteai pe doamna Maria? Da. Foarte frumos. Cum da, este mama unui fost coleg de-al meu. Da? O doamnă foarte dulce. Și ea și familia ei. Îi respect foarte mult. Foarte frumos. Cum este atunci când te sună apropiații sau, nu știu, când îi întâlnești și te felicită, sunt mândri de tine? Mă fac să fiu mândră de mine. Mă fac să fiu mândră de mine. Foarte bine. Și eu sper să fie mândră doamna Maria și toți cei care te îndrăgesc și te ascultă melodiile și de următoarele piese pe care ni le vei oferi în următoarele momente, pentru că mergem mai departe cu două melodii din frumoase din partea lui Reli Gherghescu, Averea mea de o viață și Am ajuns până la cer. Am ajuns până la cer, n-am al meu să te blestem, să blestem și steaua care în tine-mi dădea crezare. Ești trebuie steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Te-ar mai iubi ca mine, nimeni toată viața ta. Aș trebui steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine, nimeni toată viața ta. Viața ta.
cine-mi dă putere să trec peste câte un rău, mulți ar vrea mea avere. Mulți stânjesc la traiul meu și zic cine-mi dă putere să trec peste câte un rău, mulți ar vrea mea avere. Averea mea de-o viață nu e decât fata mea, ea îmi dă putere toate că-i fitița lui mama. Averea mea de-o viață nu e decât fata mea, ea îmi dă putere toate că-i fitița lui mama. Averea mea de-o viață nu e decât fata mea, ea îmi dă putere toate că-i fitița lui mama. Averea mea de-o viață nu e decât fata mea, ea îmi dă putere toate că-i fitița lui mama. Așa avere să-ți dea lume de vrei ce am eu și tânjești la viața mea. Roagă-te la Dumnezeu, așa avere să-ți dea. Averea mea de-o viață nu e decât fata mea, ea îmi dă putere toate că-i fitița lui mama. Averea mea de-o viață nu e decât fata mea, ea îmi dă putere toate că-i fitița lui mama. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. We'll be right back.
Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Suntem din nou în direct alături de dumneavoastră și numărul nostru de telefon 0720880480 vă stă la dispoziție pentru dedicații, însă și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV vă așteptăm mesajele, iar toți cei care ne veți suna și ne veți trimite mesaje veți putea participa la concursul nostru Cadoul Ideal, unde la finalul emisiunii, prin tragere la sorți, veți putea câștiga acest talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu, AT. Și pentru că am spus de pagina de Facebook, am primit un mesaj din partea lui Dorinel Istrate, care vrea o melodie pentru părinții lui, cărora le dorește multă sănătate și fericire. Pentru Dorinel și pentru toți cei care ne sunteți aproape în fiecare seară de vineri, dar și în această seară, ne cântă în următoarele momente Reli Gherghescu, melodiile Caută-ți nană perechea și Eram copilaș sărac. Thank you.
viața merge înainte, viața merge înainte, nana dragă, m-ai pierdonat, lăsă vezi, că-n dragoste mai și pierzi, că-n dragoste mai și pierzi. Caută-ți perechea, nana, și nu mă mai aștepta, că eu ție niciodată nu-ți mai dau dragostea mea. Ne-am iubit, ne-a fost și bine, dar acum s-a terminat. Vreau de mâine fericirea cu altcineva să-mi par. Sărat, prin străini când am plecat, să-mi găsesc și eu norocul. Sărăcia îmi ardea sufletul și inima, banii ăștia arză-i focul. Eu cu astea două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață, și-am ajuns la mulți în față, am ajuns la mulți în față. Floarea între spini și cu gândul tot acasă. Vrei să fii de sărbători, lângă frați, lângă surori, dar străinul nu te lasă. Eu cu astea două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață, și-am ajuns la mulți în față, și-am ajuns la mulți în față. Nu mă crede nimeni, e de greu câștig eu banii. Că stau pe drumuri plecat, de ai mei înstrăinat și cu gândul tot acasă. Eu cu astea două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață, și-am ajuns la mulți în față, și-am ajuns la mulți. Am muncit și-am tras în viață,
ajuns în această seară și în platoul emisiunii noastre, Relly Gherghescu, și ne-a adus în dar alte două melodii frumoase pe care le-am ascultat cu drag. 0720880 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile și mesajele, însă și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV ne puteți trimite mesaje. Și înainte de a merge mai departe, vreau să salut și eu pe cei care ne-au trimis mesaje în toată această perioadă în care v-am lipsit din case, pentru că nu am avut emisiune. Și o salut pe Lenuța din Gherceș, pe Lucia Ciucă și Gabriela Zavastin din Italia, respectiv din Germania, care știu că sunt mereu cu ochii pe noi în fiecare seară de vineri. Și vreau să mai salut și eu niște persoane speciale care ne urmăresc de la București, Georgiana, Andrei, dar în special pe micuța Elena, care nu a adormit la această oră și este în fața calculatorului și ne urmărește de departe, pentru că ne puteți urmări și online pe alege.tv. Însă, Georgiana, vreau să am un mesaj pentru tine, acum că nu ne aude nimeni, dacă nu ne vedem în următoarea perioadă, o încurci cu mine. Și mergem mai departe la Relly Gherghescu. Relly, eu vreau să vorbești mai mult în seara asta. Da, draga mea. Dar înainte de a vorbi tu, mai vorbesc respectatorii cu noi. Ok, hai. Bună seara! Alo! Bună seara! Bun venit alături de noi! Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Relly. Vă rog să mai spuneți încă o dată și puțin mai tare să vorbim. Mă numesc Relly. Da. Și aș vrea să felicit pe invitata dumneavoastră pentru frumoasele melodii. Mulțumesc frumos! În special pentru melodia anterioară, care mă trebuie să găsesc să mă ascult. Din păcate nu vă auzim foarte bine, doamna Jenny, nu știu ce se întâmplă, se pierde semnalul. Vă rog să mai repetați, ce melodie ați spus că vă place cel mai mult? Georgia, tocmai care s-a terminat. Da? Alo? Da, spuneți. Melodia care s-a terminat, mă regăsesc 100% în ea. Eram copilaș sărac, da? Da. Așa. Și vreau să felicit pe invitata dumneavoastră. Mulțumesc. Pentru melodiile frumoase, dumneavoastră, pentru invitații foarte frumoase, pe care vă urmăresc de fiecare dată. Mulțumim tare mult! Să ne spuneți de unde ne sunați, doamna Jenny, și să dați televizorul puțin mai încet. Sunt din Craiova. Da, mă bucur tare mult. Aveți dedicații de făcut? Jucau pe domnișoara, dacă are o melodie despre fată. Tocmai ne-a cântat Relly o melodie despre fată. Însă cu dragă vă dedicăm. Dacă nu, pentru băiat, eu am încheiat, dar vreau să fac o prezentație pentru fata mea care a binecuvântat-o Dumnezeu cu o fetiță. Să vă trăiască! Mulțumesc, Armona! Mulțumim! Bine! Vă mulțumim și noi pentru telefon. Vă mulțumim. La revedere. Ei, Relly, iată că sunt cerute melodie despre fete și băieți. Ziceai că o să ai în curând și o melodie despre băiați și despre dușmani. Și te mai așteptăm, deci, cât mai curând pe la noi. Dar cine scrie melodiile? Am lucrat cu mai mulți, nu numai o singură persoană. Am lucrat și cu Nelu Ciulin de la Rovinari și cu domnul Nelu Pochea de la Târgu Jiu și cu Florin Bordeanu, colegul nostru. Relly, ne-a adus niște fotografii în această seară de la evenimentele la care tu ai participat de lungul timpului și vreau și eu să le vedem și să ne spui câte puțin despre fiecare, uite, da? Cred că eram la o ședință foto aici la o emisiune la București, aici la un spectacol, probabil pe la filmări aici, da? Prin Târgu Jiu, prin Gorj. Da. Mergi mereu la filmări și le aduci telespectatorilor, publicului, celor care te iubesc, cântece noi și videoclipuri foarte frumoase. Mulțumesc frumos, da, încerc să fac. Față tuturor provocărilor, da? Încerc, da. Dar care este gândul pe care îl ai, uite, atunci când ești pe scenă, așa cum te vedem în această fotografie?
Gândul meu când sunt pe scenă să fie, nu știu, să fiu iubită de public, ceea ce le mulțumesc din suflet, că îmi arată de fiecare dată că sunt iubită de ei. Tot la filmări. Foarte multe evenimente la care tu participi, da? Uite. Tot foarte la evenimente. Frumos, îți mulțumim pentru fotografii că le-ai împărtășit și cu noi. Și vreau să știu dacă ar fi așa un moment la care ai vrea să te întorci din cariera ta în mod special, care ar fi clipele pe care ai vrea să le retrăiești? Cred că nu mi-ar ajunge emisiunea ta să-ți spun tot. Pentru că... Dă-mi așa o bucățică, o fărâmă din acele momente frumoase. Nu știu, uite, îți dau un exemplu. Aș vrea să mă întorc la acel eveniment, primul eveniment la Timișoara. Așa, da? Revenind la Bănățeni, da? Da. Am foarte multe spectacole la care aș vrea să mă întorc. Mi-au plăcut foarte mult. Evenimente, multe. Dar de ce sunt așa atât de speciali pentru tine Bănățenii? Mai nu știu, mi-au intrat așa la suflet de prima dată de când spuneai am fost la acolo ei. Spuneai că acolo lumea este puțin altfel. Altfel, aici la, nu știu, cel puțin la noi la Gorj, sunt mult mai agitați. Așa, tolterii. Deci mult mai agitați, acolo foarte calmi. Nu știu, altfel. Pur și simplu, de când am intrat acolo, de când am intrat în Timișoara, deja lumea e altfel față de aici, de la noi. Deci acolo mi-ar place să cânt non-stop. Nu că aici nu mi-ar place. Te-ai muta chiar în Banat? Da. Ai da Gorjul pe Banat? Da. Oh, Vreli, cum să zici așa ceva? Uite că zic, mai sunt direct, deci, de ce să deci zic? Deci chiar da? Te-a cucerit Banatul și da, îmi place. Cântecul bănățean. Îmi place, da. Bănuiesc că pe la evenimente, în programul tău, cânti foarte multe melodii da. Din acea zonă. Dar da. Care este interpretul de acolo care îți place cel mai mult? Nicoleta Voica. Normal. Este... Și la tine la fel? Idolul tuturor celor care au trecut, da. Neapărat la mine, da. Celor care au trecut prin emisiune și i-am întrebat din ce altă zonă folclorică l-ar plăcea să cânte și au spus din Banat și evident Nicoleta Voica. Da. Eu îți doresc tare mult ca o dată cu trecerea timpului să ajungi la succesul să rămână, mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Dar până la urmă glasul tău a reușit să ajungă dincolo de nu știu, de ecranele televizoarelor și ai cucerit chiar și pe Bănățeni, dacă spui că ai ajuns la evenimente acolo. Ce crezi până la urmă că prin ce crezi că te-ai făcut remarcată? Dincolo de talentul tău. Eu cred că doar prin cântec. Nimic. Poate bunătatea mea, așa că mă consider o femeie cu suflet. Da. Cred că prin asta, prin cântec și prin bunătatea mea. Dar și portul, ai mers cu portul oltenesc în Banat, da? Da, sigur. Da, ai dat chiar și portul oltenesc pe cel bănățean? Nu. Așteptam acest răspuns, să știi. Nu l-ai dat? Nu. Cât de mult iubești costumul popular? Foarte mult. Foarte mult. Îl prețuiesc foarte mult, indiferent unde merg, că merg la spectacol, că merg la un eveniment. Că... În această seară ai... un costum care duce puțin către Mehedințiu pe care tu îl iubești, da? Da. Au vreo importanță anume? Costumul, în fapt, dacă are vreo importanță anume pe cel pe care îl porți în această seară? Este ea, nu știu, atât de veche? Mai să știi că este foarte veche. L-am cumpărat de la cineva. Asta este mai nou, acum a făcut mai încoace, dar ea este foarte veche și țin foarte mult la ea. Că dacă stai să te uiți așa mai atentă, știi, chiar se vede că este foarte veche. Până la urmă, trecerea timpului îi dă așa o... Da.
importanță anume și un aspect mult, mult mai frumos. Da. Hai să vedem ce mai spun cei de acasă și revin la tine să te fac să vorbești mai mult în această seară. Mai mult de atât. Mai mult de atât. Okay. Haideți să spunem bună seara. Alo? Bună seara! Cu cine sunt de vorbă? Bună seara, sunt din comuna Radovan. Da. Județul Dolj. Sunt Chirila Marian. Aș vrea să mă dedicație muzicală pentru domnul primar. Da. Și pentru soția Dinzului. Și pentru Ștefania Brutaru și cu Albion Brutaru. Sigur că da, cu mare drag și pentru dumneavoastră, da? Da, 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 și pentru soție și pentru domnul Gureanu. Așa să fie, cu drag da, pentru cei și soția Dinzului. Pentru toți cei dragi dumneavoastră și pe care i-ați amintit puțin mai devreme, toate melodiile invitatei mele. Da, da, da. Mulțumim frumos, domnul Marian, să aveți o seară frumoasă alături de noi. Și cu drag vă așteptăm și altă dată. Da, da. La revedere. Revin, Reli, la tine. Să vorbesc mai mult. Să vorbești mai mult. Uite, vezi, ai că ai învățat. Mai avem puțin din emisiune, deci mai ai timp de vorbit. Care este cea mai veche pe care o ai tu acasă? Asta. Asta este? Câți ani aproximezi așa că ar avea? Nu știu, cred că 40 ceva, nu mai rețin așa cât mi-a zis doamna, dar are 40 ceva. Atunci mergem mai departe cu un telefon și apoi revin din nou la tine. Bună seara! Bună seara! Bun venit alături de noi, doamnă! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Mă numesc Firi Maria din Craiova. Da. Și vreau să o felicit pe invitata dumneavoastră și pe dumneavoastră, bineînțeles, și între colectivul Alege TV. Mulțumim tare mult! Realizat. Aș vrea să-i spun, doamne Reli, că toate melodiile dânsei sunt plăcute, frumoase, care ne, cum să vă spun eu, ne ung sufletele, dar ultima melodie cred că atinge foarte mult. Eram copila sărac. Mulțumesc din suflet. Mă referam la melodia cu străinătatea. Aia este, dar numai că se numește Eram copila sărac, dar e de străinătate. A, da, am început, da. Da. Nicio problemă. Pentru că atinge sufletul foarte multor români. Și de aceea vreau să le dedic din tot sufletul această melodie și, bineînțeles, toată melodie în această seară. Cu mare drag și noi vi le dedicăm... Pentru toți cei care sunt plecați în străinătate. Cu drag. Mai aveți alte dedicații de făcut? Bineînțeles că mai am, dar vreau pe primul plan să fie cei care suferă că nu sunt alături de cei dragi. Am și pentru familia mea, pentru copilul meu, pentru toți cei care iubesc muzică populară, pentru dumneavoastră, invitata și toată. Și noi vă dedicăm melodiile dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, doamna Maria, pentru telefon și vă mai așteptăm să intrați în legătură telefonică directă cu noi. Cu multă plăcere, bună seara! La revedere! La revedere! Iată, relică, melodia Eram copilă săracă a ajuns în casele celor de acasă și a fost primită foarte frumos. Însă noi revenim după publicitate cu alte melodii frumoase din partea ta. Revenim în câteva momente cu Reli Gherghescu. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. We'll be right back.
Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Am revenit, însă înainte de a asculta pe invitata mea cu alte două melodii frumoase, vă invit pe dumneavoastră să ne sunați la numărul de telefon afișat pe ecran 0720 880 480, și nu uitați și de pagina de Facebook, acolo unde dacă ne veți da like, veți deveni prieteni cu noi și vă așteptăm toate mesajele și dedicațiile în emisiune. Nu uitați și de concursul Cadoul Ideal, unde puteți câștiga un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Și dacă sunteți abonat RCS RDS și nu recepționați postul de televiziune Alege TV și ne urmăriți doar pe internet, trebuie să sunați la centrul nostru de asistență tehnică 0733 447 893 în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 la 17. Cineva vă stă la dispoziție să vă îndrume, să ne puteți urmări mult mai bine acolo, la televizoarele dumneavoastră. Mergem mai departe, așa cum spuneam, cu două melodii frumoase din partea lui Relie Gherghescu, Plângi nană și uită, și Nu mai plânge soacră mică. Vreau să nu-ți pară că te-am spus inimioară.
astăzi pleacă și te lasă vor. Crescu-și floare în grădină și pleacă în casă străină. Ai crescut o floare în casă, astăzi pleacă și te lasă vor. Crescu-și floare în grădină și pleacă în casă străină. Iar pe pagina noastră de Facebook a mai venit un mesaj frumos din partea Ioanei, care are 8 ani și vrea o dedicație pentru părinții ei, Alina și Stelică, pentru fratele Dorinel și, nu în ultimul rând, pentru bunicii Ioana și Nicu. La mulți ani și multă sănătate! Îți mulțumim frumos, Ioana, pentru dedicație și pentru că ne urmărești și ești activ acolo pe pagina de Facebook. Însă și numărul de telefon 0720880480 a fost apelat, așa că spunem din nou bună seara! Bună seara! Bun venit alături de noi! Cu cine avem plăcerea? Claudia din Lipov. Bun venit, Claudia! Te ascultăm! Bine ați revenit în casele noastre! Cu drag! Aș dori să fac și eu câteva dedicații. Le ascultăm! Pentru nașul meu, primarul comunei Lipov, pentru nașa mea, Mihaela Dobrescu, și Anisora Dobrescu. Da! Pentru copiii mei, pentru soțul meu, pentru soacra mea, care astăzi am plinit o frumoasă vârstă. La mulți ani cu sănătate. Pentru bunica mea, pentru sora mea și pentru tatăl meu. Cu mare drag. Și nu în ultimul rând, pentru socul meu, cel mai bun socru din lume. Așa să fie, Claudia. Pentru cei dragi ție, îți mulțumim pentru telefon. Și te așteptăm alături de noi, așa cum o facem fiecare seară de vineri. Da. Îți mulțumim, la revedere. La revedere. Vreau să mai salut pe Alex și pe Ioni, care ne urmăresc din Filiaș, județul Dolj, dar și pe Constantin Logofetescu, care, Reli, să știi că ne salută pe amândouă și ne felicită pentru emisiune. Și noi, de asemenea, îl salutăm exact pe Constantin, care a fost și el înainte de sărbători la noi. Cu dracu, doamna Maria Corlan Mischie. Am petrecut înainte de sărbători și alături de telespectatorii noștri, care din nou ne sunt alături. Bună seara!
Bună seara, doamna Claudia. Bun venit, cu cine stăm de vorbă? Nicu de la Sadova. Domnul Nicu, nu v-am mai auzit de o grămadă de timp. Mâna de când, știi când m-am pătimit să vă prind? În seara asta? Și în seara asta, și înainte. Înainte când? Acum 3 săptămâni, acum v-am în fiecare v-am urmărit, dar nu v-am prins, ați avut o rețea încărcată pe mare. Asta înseamnă că e bine, telespectatorii ne sună, e foarte bine pentru noi într-un fel și îmi pare rău pentru dumneavoastră. Da. Vă ascult, ia spuneți-mi, ce dedicație aveți de făcut? Am pentru Ionuț, am vrut dat pentru nepotul meu Ionuț, că a avut ziua de Sfântul Ion, n-am vrut să vă prind. N-am avut emisiune atunci. Ba, nu ați avut cu o săptămână mai înainte. N-am avut în direct. Da, în direct, dar n-am vrut să vă prind. Am înțeles. Și vreau pentru nepotul meu o dedicație specială pentru Ionuț. Da. Pentru toți nepoții mei care i-am. Pentru dumneavoastră, pentru invitata dumneavoastră. Vă mulțumim. Pentru soția mea, Gabi. Da. Pentru toți prietenii care mă cunosc. Pentru toți să fie. Pentru domnul vice, pentru domnul primar, pentru Vasile Jianu, care să fie primar din nou. Da. Și pentru dumneavoastră, pentru toți dușmanii care vă dușmănesc. Aoleo, sunt mulți? Și-ar vrea o dedicație cu dușmanii, dacă aveți. Tocmai cine spunea, Reli, că are în lucru o melodie cu dușmanii, așa că da. Mai așteptăm pe la noi să ne cânte. Aș ruga-o da? Să spună pentru Nicu Rudaru, să-i fac să moardă ciudă toți. Păi vă spun eu, pentru Nicu Rudaru, toată emisiunea și toate melodiile din această seară. E bine așa? Să rămână, să trăiești. Vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. La revedere, domnul Nicu, și vă mai așteptăm alături de noi. Domnul Nicu, voia o melodie cu dușmanii, iată Reli. O să fie și cu dușmanii. Of. Deci o să-mi fac o melodie cu dușmanii. Cât de doriți sunt în melodii. Da. Vezi? Dar ne-ai cântat puțin mai devreme o melodie care îmi spuneai că este foarte, foarte recentă. Nu mai plânge soacră mică. Da, este o melodie de nuntă. Vrei să ne vorbești despre melodie puțin mai târziu după ce vorbim cu un telespectator? Da. Să nu-l facem, să aștepte. Da. Bună seara! Bună seara, domnișoara Claudia! Bună seara! Sunt Maria Bucă din Lipov. Vă ascultăm! Să mai dau și o ultimă dedicație. Așa să fie, ia! Să fie din partea lui Mitrache Mihai, din partea lui Toni Rotaru, da? Familia Târță, familia Picu, familia Bebe și Marin Nicolin, din partea lui familia Banu și Toni, Marcel Drăghici, Bărzoi și Amza Bebe și Alin. Pentru primarul Mitică Dovescu, secretarul Aurelie Bușilică și toți angajații din primărie. Să vă zicem o seară bună, să ne trăiți sănătoși vinerea care vine. Așa să fie, mulțumim, domnul Marian. La revedere! Nu știu dacă ne-o mai auzi în seara asta, dar cu siguranță vă aștept săptămâna viitoare. Sunteți foarte norocos la telefoane, să știți. La revedere. Revin la tine, spune despre melodia Nu mai plânge soacră mică, care este compusă de cine? De Florin Bordeanu. Și de unde a pornit ideea melodiei? De la tine? Tu ai cerut o melodie pe această temă? Da. Da? Eu având fată, da, am zis, hai să fac o melodie de nuntă, da, de soacră mică. Eu urmând... Soacră mică? Când vei fi, ne povestești imediat. Nu vreau să-i... Uite când ai prins și tu așa okay, să vorbești mult de întrerup, pentru că vreau să vorbim cu telespectatorii. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Vreau cu de la Maglavi, sunt de la județul Dolj. Cum vă numiți? Nicolae Alexandru, vreau și eu o indicație frumoasă, o muzică frumoasă. Vă ascultăm, da. Domnul Nicolae, pentru cine să fie? Poftim? Pentru cine să fie? Pentru Curcan Florica. Da? Pentru Ilia Gabriel, Moise Mirai
Și pentru domnul primar Dilu de la județul Dolj. Așa să fie și pentru dumneavoastră, da? Și pentru, și pentru dumneavoastră și toată familia noastră. Așa, domnul... Și pentru domnul nașul meu, Decă Dăruțu de la Basarabia. Am înțeles. Și nașa, vă mulțumesc să rămână. Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă, să aveți, la revedere. Te-am întrerupt, continuăm, de la soacra mică. Ok, hai să continuăm, că ne întrerupem iar. Da, am vrut să fac o melodie de nuntă și mă gândeam așa, ce să fac. Iar colegul meu, Florin Bordeanu, mi-a dat o idee. Zice, dacă tu tot ai fată și o să urmeze să fii soacră mică, hai să facem o melodie de soacră mică. Și de acolo a pornit ideea, nu mai plânge soacră mică. O melodie care eu cred că va avea mult succes. Doamne ajută! Așa cred și eu. Și mult așteptată melodie cu dușmanii. Când promit că noi, următoarea dată când o să vin la tine în emisiune, o să cânt de dușmani. Așa să cânti. Dar cu un album, când vei veni? Anul ăsta, 2016. Anul ăsta? Avem surprize muzicale, deci așteptăm. Da. Cu drag, este, da, lucrez primul la el. Album? Da. După 20 de ani, primul album. Da. A trecut ceva vreme până să te hotărâi să-l scoți pe piață. Da. De cât timp lucrezi la el? Cred că am aproape un an. Nu un an, dar aproape. Eu te aștept cu mare drag anul acesta cu albumul, să le cânt celor de acasă și să mai stăm de vorbă cu dumnealor. Cu mare drag. Spun din nou, bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Sunt domnul Cirilă Marian din Radovan, Dolj. Da. Și aș vrea o dedicație muzicală cu cântăm primar, pentru soția, pentru domnul Gileanu, pentru doamna Viorica și pentru fugata mea de la Șimnic. Și în primul rând pentru Aleruțu Vasile, în primul rând, și pentru Ruțu Vasile. Am înțeles, domnul Marian. Cu drag, o dedicăm toate melodiile invitatei mele. Da, dacă se poate una și cu primarul. Vedem ce ne cântă Reli, ce mai are, ce melodie ne-a mai pregătit pentru această seară și noi vă mulțumim. O seară frumoasă să aveți. Iată, Reli, melodii și cu primarul. Da, trebuie să fiecare... Ai de muncă! Așa este, fiecare cere... Ce-și dorește, ce... Dar de tu... dușman, de primar, de prieten, de... Cred că o melodie așa pentru fiecare ai mulțumi pe toată lumea. Una de dușman și... Asta este foarte importantă. Ai văzut, da? Sigur. Hai să vedem cu cine mai stăm de vorbă în această seară. Bună seara! Bună seara, doamna Claudia! Bună seara! Cine ne-a sunat? Cum? Nicu Rudaru. Acum, domnul Nicu, abia am vorbit cu dumneavoastră. Nu mă așteptam să sunați atât de repede. Am uitat pe nepotul meu, Alexandru. Așa. Am uitat să dau pentru el, că bă, tu n-ai dat, m-a sunat. Bă, n-ai dat, n-am, am uitat. Foarte bine. Dată că acum ne-ați sunat. Pentru fata mea, Anița. Da. Pentru fata mea, Andreea. Da? Pentru Daria, pentru cuscii mei de la Craiova, pentru Angelescu, și pentru toți prietenii care mă cunosc. Foarte bine, pentru toți vă mulțumim, domnul Nicu, și vă aștept și săptămâna viitoare, să știți, în direct, Română, să ne fiți alături. Vă mulțumesc frumos, noapte bună, să trăiți, să fiți sănătoase. La revedere! Reli, vreau să știu în ce melodie din repertoriul tău te regăsești cel mai mult. Să zic așa, o melodie care am făcut-o... Să mă regăsesc în ea, e cea cu fetița. Și prima melodie care am făcut-o pentru mine a fost Am ajuns până la cer.
Vreau să povestești puțin despre această melodie, am ajuns până la cer, însă după ce mai vorbim cu telespectatorii noștri, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, cu cine stai de vorbă? Mari Veceanu. De unde ne sunați, doamnă? De unde ne sunați? Din dragoste vă spun, vreau să fac și dedicații, Reli știe cu cine vorbesc. Nu știu. Reli, surpriză pentru Mari Reli. Mari Veceanu, Reli. A, bună seara, bună seara, da. Bună, Reli, vreau să fac o dedicație pentru fetițele mele. Să trăiască. Și mă bucur enorm mult că te văd la televizor. Mulțumesc de suflet. Așa, pentru tine și fetița, de fapt fata. Mulțumesc. Așa, și pentru toți cei care urmăresc, pentru dușmanii noștri. Să trăiască dușmanii. Da. Și mulțumesc frumos pentru că am putut veni în direct. Și noi vă mulțumim pentru că ați intrat în direct alături de noi și ați bucurat-o pe Reli cu telefonul. Vă mulțumim tare mult și vreau să mergem mai departe cu melodii, Reli, și vreau să mai cântăm din nou melodia Eram copila sărac, pentru că a fost tare îndrăgită de cei de acasă, da? Atunci o ascultăm în următoarele momente pe Reli Ghirghescu cu alte două melodii frumoase. Te-am iubit, nana, prea mult. Am ajuns la despărțire, dar așa poate mai bine. Pentru cât mi-ai făcut, te-am iubit, nana, prea mult. Am ajuns la despărțire, dar așa poate mai bine. Nu-mi pare rău că am iubit, numai că am suferit și-a pierdut atâția ani în viață. Te-am iubit, n-a fost ajuns. Dar iubire nu se poate dacă la doi nu se împarte. Am râs cu tine și-am plâns. Te-am iubit, n-a fost ajuns. Dar iubire nu se poate dacă la doi nu se împarte. Nu-mi pare rău că am iubit, numai că am suferit și-a pierdut atâția ani în viață. Te-am iubit cu adevărat, dar tu nu ai meritat, așa din greșeli omul învață. Eu pe-un drum, tu pe alt drum, nu te mai vreau nici de cum, tu nu mai poți fi cu mine. Vreau să uit de tot de tine. Eu pe-un drum, tu pe alt drum, nu te mai vreau nici de cum. Tu nu mai poți fi cu mine. Vreau să uit de tot de tine. Nu-mi pare rău că am iubit, numai că am suferit și-a pierdut atâția ani în viață. Te-am iubit cu adevărat, dar tu nu ai meritat, așa din greșeli omul învață. Prin străini când am plecat, să-mi găsesc și eu norocul. Sărăcia îmi ardea sufletul și inima, banii ăștia arzi focul.
ajuns la mulți în față. Floarea între spini și cu gândul tot acasă. Vrei să fii de sărbători, lângă frați, lângă surori, dar străinul nu te lasă. Eu costă două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață și-am ajuns la mulți în față, și-am ajuns la mulți în față. Nu mă crede nimeni, cât de greu câștig eu banii. Că stau pe drumuri plecat, de ai mei înstrăinat și cu gândul tot acasă. Eu costă două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață și-am ajuns la mulți în față. Am ajuns la mulți în față. Eu costă două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață și-am ajuns la mulți în față. Și-am ajuns la mulți în față. Cu multă bucurie am ascultat-o pe Reli Gherghesui, iar numărul nostru de telefon 0720880480 a fost din nou apelat și spun bună seara pentru ultima dată în această seară unui telespectator. Să vedem cu cine stăm de vorbă. Bună seara! Alo! Mă numesc Manu Nicoleta. Da? Și sunt din comuna Padeș, județul Gorj. Dar doriți și eu să fac o dedicație. Cu mare drag! Pentru soțul meu, Ion, fiii mei, Andrei și Madalin, și pentru toată comuna Padeș. Cu mult drag, Nicoleta, dedicăm emisiunea din această seară și melodiile lui Reli Gherghescu, dar și ție. Da? Aș vrea ceva cu străinătate, dacă se poate. Acum am cântat. Tocmai ce a cântat Reli melodia Eram copilaș sărac, care vorbește despre străinătate. Bine, vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim frumos pentru telefon și te așteptăm cu mare drag alături de noi. Am mai primit și pe pagina de Facebook mesaje Reli din partea telespectatorilor și dedicații. Alexandrescu Alexandra, dacă am reținut eu bine, spune că ar dori o dedicație, fapt toate melodiile în această seară, pentru tatăl ei, Alexandrescu Andrei, cu mesajul îl iubesc mult și vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim pentru dedicație și cu mare drag te mai așteptăm să ne fii alături în emisiune. Mai avem un mesaj. Tatiana din Sărdănești, Gorj, spune că vrea să facă o dedicație pentru părinții ei și dacă se poate o melodie pentru șoferi. Cât despre doamna Reli, o admir foarte mult. Felicitări, sunteți minunată! Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim tare mult, Tatiana, pentru mesaj și te mai așteptăm cu dedicații și mesaje în emisiunea noastră.
Ne apropiem de finalul emisiunii Reli și așa cum le-am promis celor de acasă pe tot parcursul emisiunii, avem de făcut un telespectator câștigător al talonului de reducere. Te rog să extragi un bilețel de acolo, le amestești foarte bine, să vedem cine este norocosul care va putea merge la Florin Burescu Atelier cu un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar. Cristi din Lipova. Cristi, felicitări, ai câștigat un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Reli, te rog să îndrepți un gând pentru cei de acasă care ne-au fost alături în această seară. Ce să zic, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, indiferent unde sunt, la spectacole, la evenimente, în emisiuni. Vă doresc un an plin de bucurii, de fericire, de realizări, multă sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. Mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și n-ai fost alături în seara asta. Te aștept cât mai curând cu melodiile, albumul, cu melodia, cu dușmanii, tot ce trebuie. Te invit să ne cânti acum pe final de emisiune, iar eu mulțumesc tare mult celor care ne sunt alături de fiecare dată. Mulțumesc Florăriei Belly Vents pentru aranjamentul floral. Mulțumesc Florin Burescu Atelier pentru vestimentație, Ionuț Dincă Studio pentru coafură și Suzana Petre și Oana Zava pentru machiaj. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături la prima ediție din acest an a emisiunii Popas Folcloric și nu uitați că vă aștept săptămâna viitoare de la ora 20 în direct la un alt Popas Folcloric aici la Alege TV. Acum o ascultăm pe Reli Gheriescu. Am ajuns până la cer, n-am al meu să te blestem, să blestem și steaua care în tine-mi dădea crezare. Aș trebui steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Aș trebui steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Aș trebui să
te-ar mai iubi ca mine, pe toată viața ta. Doare sufletul de dor, dar nu mai vreau nici dacă mor. Te-ai dus departe să trăiești, rămâi acolo unde ești. Juram pe luna și pe stele că ești dragostea vieții mele, și tu pe luna și pe soare că sunt iubirea vieții tale. Eu sunt cu sufletul curat, iar tu cel care a trădat. Acum regret și îți pare rău, nu te mai vrea sufletul meu, mă. Acum regret și îți pare rău, nu te mai vrea sufletul meu, mai.